De ce spune patula lui Vlad Țepeș? Trageți oamenii în țeapă? Păi, sau de nu, ce? Nu, nu, nici de cum. Dar spuneți-mi și mie o personalitate istorică în istoria României, care în mentalul colectiv, în conștiința colectivă a societății noastre, transmite mai fidel mesajul de justiție și echitate socială, de dreptate și de cinste. Păi, justiție cu țeapa. Nu, nu, nu. Cu țeapa, vedeți că unul a câștigat alegerile. Vorba de dreptate, de echitate, de justiție și echitate socială. Asta înseamnă că, în acest moment... Și pentru că domnul Chiriac, poate nu știți, dar vă spun eu acum, Vlad Țepeș este în centru siglei Partidului România Unită. Este în semnul nostru. Și țeapa? I-ați spus, mă rog, țeapa ca țeapa. Deși eu iau alegătorii, dar nu ar fi prima dată. Țeapa de genul ăla a dat-o clasa politică a ultimilor 26 de ani. Și eu când mă văd cu doamna pe stradă... Da. Ce să-i spune țăr română, nu știu. Mă rog, sigur că da. Dacă îmi permis o salut, că nu salut așa pe toată lumea și nici doamna nu dorește să fie salutată. Ce se poate întâmpla dacă îmi permis cu doamna pe stradă. Vreau să vă spun așa, trece doamna în uniformă. De ce e în uniformă? Da. Credeți că doamna va umbla toată ziua pe stradă în uniformă? Nu, va merge la acțiunile care sunt programate pentru activitățile patrule. Am citit pe niște forum încă dânsii se speriau unii. Stați puțin să vă spun ce scrie pe forum. Se speriau că noaptea se vor duce și să bată romi și unguri, că de-aia au venit romii și unguri și v-au depus deja plângeri penale și că SRI-ul, mare atenție acolo, de nuanță, SRI-ul a zis încă nu venim cu o reacție, dar într-adevăr, așa la prima impresie, ne pare o chestie ilegală. Vreau să vă spun că în momentul în care regulamentul de funcționare a patrulei Vlad Țepeș, codul de conduită vor fi finalizate și își va începe efectiv activitatea patrula Vlad Țepeș, veți avea și vom face publice toate aceste elemente. Păi de ce nu i-a zis Alexandru cel Bun? Pentru că Vlad Țepeș este simbolul nostru. Au vrut să accentueze spiritul de dreptate, probabil. Pentru că Vlad Țepeș... Domnul Bichineț, Vlad Țepeș încă o dată este sigla Partidului România Unită.